Fiind spuse și mulțumindu-i doamnei judecător, am onoarea de a vi-l prezenta din nou pe domnul profesor David Thor Bjørvinsson și de a vă invita să ascultați prezentarea domniei sale, nu înainte de a vă semnala încă o dată faptul că ar trebui să profităm din plin de prezența domnului profesor aici, având în vedere experiența extraordinară pe care o are în calitate de fost judecător timp de 9 ani la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Domnule profesor. Thank you very much for inviting me here. Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat aici. Este o onoare să mă aflu aici. Din păcate nu vorbesc limba română, voi vorbi în engleză, dar avem traducere. Pentru cine dorește, poate folosi căștile. Aceia dintre dumneavoastră care consideră că au nevoie de traducere, vă rog să folosiți căștile. După cum am spus, este o onoare să mă aflu aici, iar discuțiile din această dimineață, temele propuse au fost interesante, a fost interesant să le ascult, din păcate a trebuit să mă bazez pe traducerea. Interpreții se descurcă bine din câte văd, iar acest lucru mi-a permis să pot surprinde esența discuțiilor. Cred că este important să spun de la bun început, înainte de a aborda tema mai îngustă care mi-a fost trasată, și anume jurisprudența Curții Europene de Justiție, ceea ce privește dreptul la apel. Aceasta este parte a temelor discutate. Am vorbit în această dimineață despre căi extraordinare de atac, apoi relația între procedurile de insolvență și procedurile penale, și acum tema minorilor. Cu excepția acestei teme privind procedurile de insolvență și relația acestora cu procedura penală, toate aceste aspecte discutate se regăsesc în jurisprudența Curții Europene. Cred că în această dimineață s-a mai menționat faptul că, și e un lucru pe care l-am simțit în multe țări, că judecătorii uneori par să fie ușor iritați când avocații încep să invoce prevederile convenției. Am simțit în această dimineață că oarecum poate că n-ar trebui să fie încurajat să facă asta atunci când nu este relevant. Atunci întrebarea este când e și când nu e relevant să le invoce. Există un dram de adevăr aici, dar important de reținut este că Curtea din Strasbourg este cel mai înalt interpret al prevederilor convenției. După cum știți, evident, dar în același timp nu este o curte de a patra instanță, în sensul că cazurile soluționate în România sunt atacate la Strasbourg. Nu este cazul. Curtea din Strasbourg nu are nicio putere de a anula sau să răsturna o hotărâre luată de o instanță națională. Chiar dacă Curtea de la Strasbourg ajunge la concluzia că o hotărâre judecătorească națională constituie o încălcare a convenției,
asta nu înseamnă că anulează acea hotărâre judecătorească luată în acest caz de o instanță din România. Poate să spună doar că aplicarea legislației naționale, astfel interpretată, constituie o încălcare a convenției. Asta înseamnă mai multe lucruri. Unul dintre acestea este că Curtea Europeană a Drepturilor Omului n-ar interveni niciodată în interpretarea legislației naționale. Dacă cea mai înaltă curte din România spune aceste prevederi procedurale ar trebui interpretate astfel, Curtea din Strasburg nu o să pună niciodată sub semnul întrebării acest lucru în mod direct. Poate să spună că această interpretare nu este compatibilă cu standardele convenției. Cred că aceste aspecte generale sunt utile pentru dumneavoastră, cel puțin aceia dintre dumneavoastră care lucrează cu convenția și jurisprudența acesteia. Există principii importante pe care curtea le respectă întotdeauna. În primul rând, principiul subsidiarității și, în afară de acestea, această doctrină a celei de-a patra instanțe, și anume că Curtea din Strasburg nu ar interveni niciodată în interpretarea legislației naționale. Este obligatoriu să se epuizeze toate remediile naționale înainte de a apela la Curtea din Strasburg pentru a vă asigura că soluțiile dispuse sunt compatibile cu convenția, cu standardele convenției. Pentru mine, cel puțin în această dimineață, discuția din această dimineață a devenit extrem de detaliată. V-ați concentrat foarte mult asupra unor detalii extrem de tehnice ale legislației române. Ca judecător al curții, nu ești foarte preocupat de asta, pentru că dacă ne uităm la prevederile convenției și vom începe... Începem, da. Sigur, când vorbim despre dreptul la apel, în materie penală, desigur, există o strânsă legătură. Dreptul la apel este asigurat. După cum voi expune mai târziu, este prevăzut de articolul 2 al protocolului 7 la convenție. Cu toate acestea, principiile majore care sunt cuprinse în articolul 6, îl aveți pe ecran în limba engleză. Ce spune paragraful 1 al articolului 6? Este vorba aici despre... Aici, de fapt, avem tot ce spune convenția despre procesul echitabil. Să ne gândim la ce s-a discutat, toate detaliile privind procedura. Principiile stipulate în convenție sunt foarte generale. Se spune că în determinarea drepturilor civile, nu vorbim aici despre drepturi civile, dar articolul 6, paragraful 1, vorbește despre un proces echitabil și în cauze civile sau în orice speță penală. Putem vorbi apoi despre acuzațiile de natură penală și cum sunt definite acestea. Deci oricine, orice persoană și minorii, desigur, deci orice persoană are dreptul la o audiere corectă, imparțială, publică. Ce înseamnă
corect, echitabil. Putem și asta discuta zile întregi, dar cred că important este să vedem modificările legislative aduse aici în România ca pe o încercare de a asigura caracterul echitabil al procedurilor pentru a face acest lucru. Sigur că este nevoie de foarte multe norme tehnice foarte detaliate, care nu sunt prevăzute în convenție. Acest lucru este important pentru că nu se spune, de fapt, statelor membre sau părților contractante cum anume ar trebui să realizeze un proces echitabil. Acest lucru se poate face într-o mie de feluri diferite. Pot doar să bănuiesc că modul românesc este la fel de bun ca orice alte modalități. Deci, normele procedurale detaliază aceste principii care sunt valabile pentru toate țările. Aceste norme pot, prin urmare, să fie foarte diferite de la o țară la alta. Însă, toate au ca scop să asigure un proces echitabil. Vorbim despre o audiere publică. Pot presupune că principiul în România este că audierea este susținută în public. Publicul are acces la ceea ce se petrece în sala de judecată. Este un principiu major. Sigur, există și excepții. Și apoi vorbim despre un termen rezonabil. Acest lucru poate fi foarte dificil pentru multe țări. Poate fi dificil de realizat. Îmi amintesc că în 2004 făceam parte din secția 3, unde lucra pe atunci un judecător român, Cornel Bișan, iar atunci ne-am ocupat între timp, între 2004-2007, de multe spețe românești, multe dintre ele având legătură cu această solicitare și anume un termen rezonabil. Și aici este o contradicție. În dimineață vorbeam despre că extraordinare de atac, cum sunt cauzele soluționate, la ce nivel, de către ce instanțe. Toate astea înseamnă norme foarte tehnice pentru că vrem să realizăm un proces echitabil, dar cu cât plimbăm mai mult procesul de la o instanță la alta, ajungem la riscul să nu îndeplinim acest criteriu, și anume criteriul termenului rezonabil. Poate că situația s-a îmbunătățit în România de atunci, dar era destul de obișnuit, aveam de-a face cu cauze care erau nesoluționate în sistem de 7, 8, 10 ani și atunci știm că sunt probleme în statul respectiv când există, când cauza durează mai mult de 8 ani înainte de a fi finalizată. Ceea ce încerc să spun aici este că dacă ne uităm la principiile majore stipulate de convenții, acestea sunt foarte generale și nu sunt foarte utile atunci când trebuie să rezolvi detaliile tehnice. De aceea cred că este corect să spui că evocarea convenției pentru a încerca să rezolvi aceste detalii tehnice, sigur, poate că ar irita un judecător, dar ideea este că discutăm tot felul de probleme, goluri sau aspecte care lipsesc din legislație. Aceste lucruri se întâmplă în fiecare țară. Nicăieri nu există răspunsuri complete la toate întrebările, dar atunci când ești confruntat cu astfel de întrebări ca judecător la nivel național, aceste prevederi generale din convenție, din Constituție, sunt utile pentru că trebuie să găsești soluția care să conducă, să asigure acest proces echitabil. De aceea, convenția, într-un fel, este întotdeauna aplicabilă.
întotdeauna este relevant să o invoci, chiar dacă uneori nu oferă întotdeauna, chiar dacă nu oferă sau oferă foarte rar soluții tehnice. Principiul spune că instanța trebuie să fie independentă și imparțială. Asta înseamnă și ar trebui să fie stabilită prin lege, deci trebuie să fie independent, instituită de lege, trebuie să fie independentă, adică nu acceptă ordine de la altcineva, nu primește ordine de la politicieni și ar trebui să fie imparțială, în sensul că judecătorii din complet, în primul rând, nu ar trebui să aibă niciun fel de interes față de rezultatul procesului. Prin urmare, asta trebuie să exclude orice posibilitate de corupție și alte astfel de lucruri. Acestea sunt principiile majore. Restul depinde de fiecare stat. Fiecare stat trebuie să găsească soluțiile pentru a se asigura că aceste principii sunt respectate. De fapt, Curtea din Strasbourg nu oferă niciun fel de regulă sau normă privind modul în care se realizează acest lucru. Aceasta a fost o introducere lungă, dar cred că și-a avut rostul, gândindu-mă la discuțiile purtate de-a lungul zilei de astăzi. Mi s-a alocat un perioadă de timp când, și stând astăzi în audiență, a fost o lecție importantă pentru mine. Ca profesor universitar, îmi place să vorbesc, îmi place să mă ascult vorbind. Și chiar și o oră și jumătate, dar în această dimineață mi-am dat seama că să vorbești o oră și jumătate e un pic de obositor pentru public, chiar dacă mie îmi place să mă ascult pe mine însumi. Deci nu sunt sigur că am nevoie de o oră și jumătate. Pentru că, de fapt, când e vorba despre dreptul la apel, mi-am dat seama când am început să pregătesc această prezentare, Curtea nu are prea multe indicații pe această temă, conform articolului 6, în care se prevăd acele principii importante, dar nu sunt prevăzute detalii. Prin urmare, probabil că o să fiți bucuroși, chiar dacă nu vorbesc o oră și jumătate, dar să vedem. Principiul major, cel mai important principiu în ceea ce privește dreptul la apel în materie penală. Convenția nu vorbește despre dreptul la apel, cu excepția spețelor penale. Deci nu prevede în mod direct în ceea ce privește dreptul la apel în materie civilă, deși există acest drept prevăzut în modalități diferite în fiecare țară. Însă, stipulează dreptul la apel în materie penală. Acesta este principiul. Și anume că orice persoană condamnată pentru o faptă penală de către un tribunal, și de către un tribunal exclude, prin urmare, de hotărârile administrative sau amenziile impusă la nivel administrativ. Deci, condamnată pentru o faptă penală de către un tribunal va avea dreptul să are dreptul ca acea condamnare sau pedeapsă să fie revizuită de o instanță superioară. Deci nu este vorba în general de dreptul la apel, este vorba de dreptul unei persoane condamnate, dreptul ca această condamnare și sau pedeapsa dispusă să fie revizuite de o instanță superioară. Nu spune că oricine este îndreptățit să se adreseze oricărei instanțe superioare, dar unei instanțe cu cel puțin cu un nivel mai sus. Deci,
Exercitarea acestui drept este reglementată prin lege și aici depinde de fiecare stat membru să decidă cum se va pune în aplicare acest drept. Am auzit astăzi foarte multe discuții în ceea ce privește această cale de atac extraordinară. Unele dintre remediile disponibile conform legislației românești pot să nu fie complet sau strict necesare din punctul de vedere al convenției, dar cu cât faceți mai mult pentru a asigura caracterul echitabil al procedurilor, cu atât mai bine. Sigur, cu excepția situației în care aceasta împiedică rezolvarea cu celeritate a cauzelor sau în termen rezonabil, asta constituind altă problemă. Apoi, paragraful 2 prevede excepțiile. Și anume, în ceea ce privește faptele penale minore. Deci statul poate exclude posibilitatea de apel în cazul faptelor penale minore. Da, urmează după aceea și alte restricții permise în cauzele în care persoana în cauză a fost condamnată în urma unui apel împotriva achitării. Nu, aici nu avem foarte multă cazuistică. Ar trebui să vă fie foarte clar ce înseamnă de fapt. Vorbim mai acum despre natura echitabilă a procesului, am spus mai devreme. Nu voi vorbi mai mult despre acest paragraf 1 al articolului 6, pentru că avem și articolul 6.2, și anume dreptul unei persoane de a fi considerată nevinovată până ce vinovăția sa este legal stabilită. Este un drept fundamental, este prevăzut în convenție și în alte instrumente internaționale privind drepturile omului și, desigur, în Constituție, la nivelul fiecărui stat. Pot numai să presupun că acest lucru, acest fapt este stipulat și de Constituția română. Paragraful 3, care stabilește alte norme mai detaliate în ceea ce privește cauzele penale. Dreptul de a fi informat într-o limbă pe care o înțelege este dreptul de a dispune de timpul și înleslinirile necesare pentru a-și pregăti apărarea. O persoană are dreptul să se apere, adică acuzatul se poate apăra ori el însuși, ori printr-un reprezentant. Să audieze martorii. De ce explic astfel de lucruri de bază unor judecători care fac asta de ani de zile și categoric cunosc pe din afară fiecare aspect de aici? Motivul este pentru că am văzut în paragraful, în articolul 2 al protocolului 7, că convenția prevede dreptul la apel într-un set de circumstanțe pentru a ataca condamnarea sau pedepsa. Dacă legislația națională prevede această posibilitate a căii de atac, atunci toate principiile procesului echitabil se aplică și nivelului superior. Asta înseamnă că și dacă articolul 6 însuși nu prevede dreptul la apel în materie penală, dreptul la apel într-o instanță superioară, acest articol 6 se aplică și în cazul instanței superioare. De aceea m-am concentrat asupra articolului 6. Acum, aceasta este o speță mai veche, împotriva Marii Britanii din 1986. Am vrut să vă reamintesc că
și democrații foarte bine instituite au avut probleme în Strasburg. Marea Britanie a avut multe cauze instituite împotriva sa. Deci, ce se spune aici? E vorba despre principiul pe care vi l-am explicat, și anume că deși articolul 6 nu garantează un apel în materie penală, atunci când posibilitatea de a intenta apel în privința stabilirii acuzațiilor penale este prevăzută de legislația națională, garanțiile articolul 6 continuă să se aplice procedurilor în apel. Deci vorbim despre caracterul echitabil al procedurilor în integralitatea lor, de la începutul procesului în primă instanță până când acesta este finalizat la cel mai înalt nivel. Când am început să mă pregătesc pentru această prezentare, mi-am dat seama că, de fapt, nu sunt prea multe de spus în ceea ce privește jurisprudența articolului 2 al protocolului 7, fiindcă nu sunt multe de spus, dar există încă aspecte de care s-a ocupat curtea. O să le parcurgem împreună, pe scurt. După care voi încheia și voi răspunde întrebărilor dumneavoastră, dacă aveți întrebări, dar întrebările dumneavoastră nu trebuie să se limiteze la ceea ce prezint. Sunteți liberi să mă întrebați în legătură cu orice aspect pe care îl considerați de interes în legătură cu experiența mea ca judecător la Curtea din Strasburg. Sunt convins că v-ați gândit la multe dintre lucrurile sau spețele soluționate acolo. Deci vă rog să folosiți această ocazie pentru a pune astfel de întrebări, chiar dacă nu au direct legătură cu ceea ce spun acum. Dreptul la apel. Vorbim despre refuz, pentru că în anumite sisteme dreptul la apel nu este întotdeauna automat. Curtea Superioară poate refuza să examineze cauza pe fond și pentru unii dintre dumneavoastră acest lucru poate echivala cu refuzarea dreptului la apel, dar acestea două nu sunt în mod necesar echivalente. Se pune problema imparțialității instanței superioare, pentru că am văzut cauze împotriva anumitor țări în care judecătorii de la nivel inferior făceau parte și din completele cu instanței superioare, deci asta clar ridică problema imparțialității. Desigur, avem aspectele tehnice, avem notificarea, audierii, astfel încât cei implicați să aibă suficient timp să se pregătească pentru audiere. Există aici aspecte practice, există problema reîncadrării, recalificării acuzațiilor aduse atunci când acuzatul se prezintă la instanța superioară, îi se prezintă acuzații care au fost calificate în mod diferit, se confruntă cu situația în care are de-a face cu un rechizitoriu diferit decât în fața instanței inferioare. Suficient timp, suficiente înlesniri, dreptul la apărare, trebuie să aibă dreptul să-și pregătească cauza, apărarea. Și în fața instanței superioare, admisibilitatea noilor probe, ce fel de noi probe pot fi acceptate.
dacă, să spunem, procurorul prezintă dovezi noi, suplimentare, care nu fusese reprezentate în instanța de fond și invers, dacă acuzatul prezintă noi probe pentru a-și sprijini achitarea, probe care nu fusese reprezentate la instanța de fond. Au fost clarificate aceste aspecte. Apoi avem problema examinării martorilor, prezența, participarea acuzatului. Acum, dacă privim în continuare ceea ce este important în dreptul de la apel, ca fenomen general, dreptul la apel este garantat de articolul 2 al protocolului 7, după cum am menționat, și modul în care acest aspect este reglementat de legislația națională. Statele au o marjă de apreciere largă. Asta înseamnă că fiecare stat, România în cazul acesta, decide cum este asigurat acest drept în legislația română, în măsura în care se respectă principiile prevăzute de convenție, atât în textul legii, cât și în practică. Uneori, partea dificilă este tocmai aceasta, că legislația este foarte bună, arată foarte bine în principiu, dar aplicarea ei în practică poate fi mai dificilă în realitate, în viața reală. Dar această marjă largă de apreciere înseamnă că fiecare stat poate decide în foarte mare măsură asupra modului în care asigură acest drept prin legislația națională. Dreptul la apel, de asemenea, pentru a clarifica un pic mai mult aspectul, legiuitorul la nivel național decide disponibilitatea acestui drept la apel, atât din ceea ce privește legalitatea, o hotărâre judecătorească într-un caz penal poate include anumite interpretări și se poate face apel împotriva ei, dar depinde de fiecare stat să stabilească, de exemplu, că stabilească dimensiunea procedurală. De asemenea, fiecare stat poate să decide să limiteze aceste proceduri la un nivel sau la altul. Prin urmare, statul poate să limiteze această exercitare. Sigur, pot exista tot felul de limitări, limitări procedurale. În principiu, acest lucru este în regulă din punctul de vedere al Convenției privind drepturile omului, și anume că dacă e vorba despre un caz minor, apelul este respins pentru că este vorba de o speță minoră care nu merită un al doilea rând de proceduri în fața unei instanțe superioare. Prin urmare, este vorba de posibilitatea acuzatului de a solicita, de a întreba dacă posibilitatea de a asigura că acest drept este garantat pentru acuzat. Regula este și că aceasta nu ar trebui să fie lăsat la acțiunea discreționară a autorităților, ci instanțele ar trebui să decidă ce cauze ar trebui să
fie prezentate în apel. Avem aici foarte multe aspecte teoretice. Dreptul la apel se referă, de fapt, la dreptul de a înainta apel împotriva condamnării sau pedepsei sau amândurora, condamnare sau pedepse care au fost dispuse de un tribunal. Ce este un tribunal? De obicei, acest lucru este definit la nivel național, dar acesta este unul dintre conceptele din convenție care au semnificație autonomă. Curtea din Strasburg dă un înțeles independent acestui concept al cuvântului de tribunal, independent de modul în care este definit la nivel național. Aici ideea este că dacă există acest concept care arată tribunal în România, legiuitorul poate să considere că deciziile acestei instanțe, acestui organism pot fi atacate cu apel, poate să schimbe denumirea comitet sau altceva pentru a nu avea obligația respectării acestei convenții. Curtea din Strasburg ar proceda cu reticență pentru că este vorba despre conceptul acesta de tribunal care poate fi diferit de definiția folosită la nivel național. Statele membre au dreptul de a restricționa dreptul la apel, articolul 2 al protocolului 7. Și asta are legătură cu fapte penale minore, ce este o astfel de faptă penală minoră și ce nu este. Aș spune, de exemplu, o faptă penală minoră, o infracțiune minoră este trafic, iar pedepsa este amendă. Ok. Majoritatea acestora probabil se califică ca fapte minore. Poate fi exemplul cauzelor în care statul poate cu ușurință să excludă posibilitatea apelului înaintea unei instanțe superioare, chiar dacă, desigur, acea amendă este dispusă la nivel administrativ sau de către poliție, atunci, sigur, conform articolului 6, persoana respectivă are dreptul să o conteste în instanță. Însă apelul după aceea, în fața unei instanțe superioare, în multe cazuri, probabil ar trebui să fie în regulă din punctul de vedere al convenției. Există apoi alte excepții, de exemplu, dacă o persoană pledează vinovat la proces, atunci poate să facă apel numai împotriva pedepsei. Deci există anumite excepții, nu sunt foarte multe spețe. Acesta este o speță bună, nu știu câte dintre aceste cauze sunt disponibile în limba română, nu știu dacă vi se par utile, dar această cauză, Kronbach împotriva Franței, este o cauză, un punct de referință standard atunci când vorbim despre aspectele principale implicate în dreptul la apel. Acest principiu al marjei largi de apreciere pentru a statului privind modul în care asigură aceste drepturi
De asemenea, reafirmă această abordare. Care poate să privească atât faptele, cât și legea, sau se poate să se limiteze la unul sau la altul. Dacă acuzatul trebuie să solicite permisiunea de a face apel într-o cauză, poate fi suficient. Acum, e sigur, există și această condiție a imparțialității instanței superioare. Au existat anumite aspecte în această privință. Avem aici un caz de referință, Oberschlicht, împotriva Austriei. Este puțin probabil, este surprinzător ce fel de situații pot apărea în țări unde ești înclinat să crezi că ar fi mai atenți, precum Austria. Acolo, instanța superioară nu a fost considerată imparțială pentru că unul dintre judecătorii din complet se ocupase de caz și la nivelul inferior. Ceea ce, desigur, este în contradicție cu principiul imparțialității instanței, care este sensul să mai ai dreptul la apel dacă același judecător hotărăște soluția. Există cauze legate de comunicarea audierilor și aici apar uneori este interesant să examinezi cauzele în detaliu, pentru că de fapt în realitate normele și detaliile procedurale sunt foarte diferite de la o țară la alta, chiar dacă în principiu toate conduc la respectarea aceluiași principiu prevăzut în convenție. Dar voiam să vă atrag atenția că cel puțin pentru judecătorii de la nivel superior e important să rețineți că și dacă au existat audieri la nivel inferior, unde toate principiile caracterului echitabil au fost respectate, acest lucru trebuie să fie reluat și înaintea instanței superioare. Există poate anumite aspecte care nu trebuie repetate, dar desigur, când vorbim despre comunicarea audierilor, trebuie făcută în timp, astfel încât părțile să aibă timp să-și pregătească apărarea, să-și pregătească cauza. Sigur, acest lucru poate să fie banal pentru dumneavoastră, dar trebuie să vă atragă atenția asupra faptului că astfel de probleme au ajuns în atenția înaintea curții din Strasburg. E vorba apoi despre recalificarea unei acuzații, unei sigur este posibil ca la instanța inferioară acolo procurorul nu a demonstrat cu succes fiecare capăt de acuzare, dar cu toate acestea, acuzatul a fost condamnat, iar apoi, poate, procurorul temându-se că în apel ar putea fi achitat, a încercat să recalifice acuzațiile, încadrându-le în prevederi, în alte prevederi ale legislației penale sau prin alte astfel de mijloace. Acest lucru s-a întâmplat
În cele din urmă, curtea a acceptat argumentul acuzatului că atunci când a ajuns la instanța superioară, brusc, fără a fi avertizat, fără a i se fi oferit o posibilitate să se pregătească, s-a trezit cu un rechizitoriu total diferit în care presupusa infracțiune fusese calificată diferit. Astfel de probleme intervin regulat, intervin des și depinde de normele de procedură specifice din fiecare țară și în ce măsură acest lucru este posibil sau permisibil, dar din punctul de vedere al convenției, judecătorii de la Strasbourg nu s-ar preocupa foarte mult de existența posibilității de a face acest lucru, ci ar fi preocupați de caracterul echitabil al procedurii în integralitatea sa. Și aici ar trebui inclus faptul că acuzatul și avocatul acestuia beneficiază de timpul și înlesnirile necesare pentru a-și pregăti și exprima punctele de vedere în ceea ce privește noua calificare. Am vorbit despre timp și înlesniri adecvate. Uneori este vorba despre situații în care avocații au la dispoziție doar o zi sau două pentru a pregăti o cauză penală majoră. În anumite situații, curtea a considerat acest lucru ca pe o problemă pentru că a fost privat acuzatul de unul dintre drepturile prevăzute de paragraful 3 al articolului 6, și anume faptul că acuzatul și avocatul acestui ar trebui să beneficieze de suficient timp și înlesniri pentru a pregăti cauza. De exemplu, în afară de asta, vorbim despre accesul avocatului la acuzat, care poate fi privat de libertate. Poate fi în arest, poate fi deținut. Aceasta este, sigur că, o parte, ideii de procedură echitabilă în instanța superioară este ca să aibă ocazia și înlesnirile necesare pentru a discuta strategia apărării și pentru a pregăti cazul. Admisibilitatea unor noi dovezi. Și aici vorbim despre norme foarte diferite de la o țară la alta, mai ales în cauze civile. Când vorbim despre cauze penale, probabil că întotdeauna este cel mai bine ca atunci când te confrunți cu astfel de problemă și apar întrebări la care legislația națională nu răspunde în mod punctual. Poate că e bine, cel mai bine este să aplici principiul major. Principiul acesta privind probele este unul important care ar trebui să... Și principiul procesului echitabil ar trebui să călăuzească normele detaliate. Ar trebui să mai curând să accepti probe care au disponibile acuzatului și poate să fim mai preocupați sau mai atent cu probele noi prezentate de procuror în susținerea cauzei sale. Sigur că acestea nu trebuie excluse, dar înseamnă că în astfel de situații îngrijorarea majoră ar fi dacă acuzatul și avocatul acestuia au avut timpul necesar pentru a se pregăti și nu le-au fost pur și simplu aruncate în față fără să fi avut posibilitatea să vină cu contraargumente. Desigur, vorbim și despre examinarea martorilor. Nu știu dacă aceasta constituie o problemă aici în România, însă avem aici cauza împotriva, o cauză împotriva Islandei. Poate că
avem cauza Arnerson. Credeți că toate sunt bune și la noi, dar țara este atât de mică încât avem numai două niveluri de jurisdicție. Prin urmare, avem curtea de primă instanță și curtea supremă. Două niveluri, asta e tot. Partea bună este că, de obicei, cauza trece prin întregul sistem în mai puțin de 2 ani. Deci, într-un termen, termenul rezonabil se asigură cu ușurință, dar aici, în alta curte, curtea superioară nu a examinat martorii și problema era că aveam acest bărbat care fusese condamnat, nu fusese achitat de instanța de fond. Și apoi procurorul a depus apel, iar instanța superioară l-a condamnat fără a reexamina martorii. Acesta este un aspect pe care trebuie să-l reținem, și anume că principiile, procesul echitabil. În cauze penale, principiul acesta include dreptul de a examina martorii în condiții asemănătoare. Deci, principiul acesta se aplică și la nivelul superior. Deci, important de menținut este că judecătorii de la nivelul superior au posibilitatea să examineze martorii, să le adreseze întrebări. Asta trebuie să existe și la nivelul superior, nu să se bazeze numai pe transcrierea examinării martorilor de la nivel inferior. Egalitatea de arme înseamnă că și procurorul și apărarea au aceeași posibilitate de a-și prezenta cauza astfel. Au existat probleme în această privință, mai ales din Franța și Belgia, unde au această instituție advocat general. Este vorba de vechea tradiție în care acesta, chiar procurorul, constituie parte a sistemului judiciar în loc să fie partea opusă a apărării. Și mai devreme, cu ani în urmă, au fost cauze, în special împotriva Franței și Belgiei, în care s-a creat un anumit dezechilibru în cadrul procedurii, ducând la nerespectarea acestui principiu al egalității de arme. Desigur, dreptul de a fi reprezentat acest lucru nu necesită o discuție și apoi prezența acuzatului atunci când cauza este adusă în fața instanței superioare, acesta este în închisoare, dar trebuie să existe motive întemeiate să se refuze prezența acestuia la audiere, chiar dacă este reprezentat legal. În astfel de cazuri pot apărea probleme. Dacă există limitări ale acestui drept, fără justificare suficientă, pentru că simplu fapt că acea persoană este în detenție nu este suficient. Trebuie să existe justificări suplimentare, motive de siguranță și așa mai departe. Apoi vorbim despre audierea publică. Am discutat, nu insistăm. Am avut această cauză în Azerbaidjan, în care procesul fusese organizat, iar fusese organizat de așa natură încât a limitat participarea publicului. So,
Acest lucru a fost considerat. Ca nerespectând prevederile articolului 6. Asta e tot ce am vrut să spun. Îmi pare rău să spun că, de fapt, n-a fost prea mult de spus, fiindcă nu există foarte multă jurisprudență pe această temă, dar dacă aveți întrebări, vă rog să mi le adresați ori în legătură cu prezentarea, ori în legătură cu alte teme despre care ați dori să aflați. Aș avea eu o întrebare în legătură cu articolul 2 din protocolul 7. A spus că statele naționale beneficiază de o largă marjă de apreciere cu privire la modul în care reglementează dreptul de apel în materie penală. Cum vi se pare din punctul de vedere al acestui articol situația în care într-un sistem național, vorbesc de sistemul nostru, competența de soluționare în primă instanță este acordat unui complet de la Înalta Curte de Casație și Justiție, chiar dacă noi avem sistemul structurat pe 4 nivele. Iar dreptul de apel este dat tot la Înalta Curte, sigur, la un alt complet. Deci, modul în care sistemul nostru prevede acest drept de apel, deci judecata în prima instanță, inclusiv condamnarea, se poate dispune la Înalta Curte de Casație, iar dreptul de apel este reglementat tot la Înalta Curte de Casație, la alt complet. Dacă înțeleg corect problema, întrebați dacă este problematică această situație, faptul că... Dacă este problematic din punct de vedere al Convenției, da. Dacă problema este că că dreptul de apel se exercită practic la același nivel de jurisdicție. În condițiile în care sistemul nostru național are mai multe niveluri de jurisdicție. As long as our... Patru nivele. Când discutăm despre aplicarea principiului imparțialității, Sigur că se pot ridica probleme legate de imparțialitatea acestei curți, dacă judecătorii din cadrul aceleiași curți au făcut parte din complet care a decis la nivel de primă instanță. Nu au făcut parte. Deci întrebarea e destul de dificilă. Pentru că, da, mi se explică, până la urmă, inițial cazul începe la nivelul unui judecător și apelat în fața mea judecător la aceeași instanță. Bun. Din punct de vedere formal, cred că într-o astfel de situație, sigur că suntem judecători care formal vorbind suntem la același nivel de jurisdicție, cred că aș avea totuși în continuare dreptul de a revizui o condamnare emisă de către un coleg de-al meu. Asta înseamnă că într-o astfel de situație, până la urmă, din această perspectivă, eu stau pe un nivel superior față de dumneavoastră ca judecător. Bun, din punct de vedere formal, asta înseamnă că pur și simplu cauza respectivă este reexaminată de două ori.
Și judecătorul care face această reexaminare a doua oară are dreptul de a trece peste hotărârea luată de colegul de dinainte, chiar dacă se află pe aceeași nivel de jurisdicție. Bun, cred că aceasta este natura problemei și, din punct de vedere formal, nu ar fi neapărat o încălcare, ci s-ar încadra în marja de apreciere a statului care dorește să-și organizeze astfel sistemul juridic. Iar cel puțin din țara din care provin eu, într-o țară atât de mică, problema fundamentală în cazul nostru care s-ar ridica ar fi imparțialitatea. Adică ca cele două persoane să nu lucreze atât de îndeaproape, poate în același loc, de la aceeași de muncă, să se cunoască îndeaproape și asta ar putea poate creeze unele probleme legate de imparțialitate. Însă într-o țară mare, în care, bun, poate un judecător ar putea să provine dintr-un loc, celălalt din un judecător ia o decizie la București, iar celălalt judecător poate provine din Timișoara, bun, nu știu. Și cu toate că funcționează la același nivel de jurisdicție. Însă, problema fundamentală care se ridică este imparțialitatea. Nu neapărat problema conformării cu articolul 2, protocolul 7 al Convenției. Da, poate că, într-adevăr, asta este o problemă foarte mare a dumneavoastră în sistem și poate ar trebui să am grijă apropo de ceea ce vă spun, da? Din punct de vedere strict formal, n-ar trebui să fie o problemă dacă cel de-al doilea judecător are astfel dreptul de a trece peste decizia primului judecător. Nu contează atât de mult din punct de vedere formal dacă se află la același nivel de jurisdicție. Este vorba de puterea pe care o are autoritatea judecătorească în a-și instrumenta cauzele. Însă dacă cele două persoane lucrează în același birou, cot la cot, sigur că asta ar putea genera o serie de probleme. E o problemă, într-adevăr, serioasă legată de imparțialitate. Mulțumesc. Aș avea și o întrebare legată de compatibilitatea soluțiilor ce se pot pronunța în apelul nostru, în apelul național, în sensul în care o hotărâre nemotivată în fond, nemotivată pe apărările principale, în urma judecării în apel, respectiva hotărâre nu poate fi desființată și trimisă la rejudecare. Pe acest motiv, că nu este motivată în apel, ca atare, este compatibilă această soluție a noastră din apel cu articolul 2 din protocolul 7? Deci, repet ipoteza, în situația în care hotărârea noastră nu este motivată pe apărările principale, în fond, este imposibil a o desființa și a o trimite la rejudecare. Ca atare, rejudecarea cauzei se va face direct în apel. Situație în care nu mai beneficiem de o cale de atac cu o devoluțiune totală. Este respectat dreptul la un recurs efectiv? Da, nu cred că acest aspect reprezintă o problemă în sine, perspectiva Convenției. Ceea ce contează este că dreptul la apel să existe. După cum știți, acum și am spus, statul are o marjă largă de apreciere și destul de des întâlnită situația în care, să spunem, instanța superioară în multe țări nu este obligată să-și limiteze motivațiile numai de apărările deja formulate la nivel inferior. Instanța superioară poate foarte bine să aducă noi motivări.
problemă care s-ar putea ivi ar fi legată poate de situația în care instanța superioară ar formula o motivare care nu a fost deja care nu a fost formulată decât la instanța superioară pentru a justifica o condamnare la nivel inferior. Asta nu s-a ridicat problema fundamentală dacă acuzatul a avut posibilitatea de a răspunde argumentele respective pe fond. Numai în această situație, dar altfel nu se ridică această problemă dacă instanța superioară produce o nouă motivare pentru a achita inculpatul. Atunci nu ar trebui să existe niciun fel de probleme în acest sens. Se poate corecta, poate, motivarea, însă rămâne ceea ce e esențial este că, da, dacă să spunem o achitare la nivel inferior se transformă într-o condamnare la nivel superior, atunci problema care se ridică este doar dacă acuzatul a avut oportunitatea, timpul și facilitatea pentru a răspunde acelor motivații. Nu există un răspuns predefinit, dar așa ar trebui poate să fie privite lucrurile în lumina principiilor esențiale. Trebuie să existe suficient timp și facilități pentru a se pregăti pentru argumentele acuzării. Care s-au dovedit poate a fi cruciale pentru condamnare. Pentru condamnarea persoanei respective, acest abordare n-ar fi acceptat nicăieri. Dacă o curtea de ultimă instanță produce o motivație care condamnă acuzatul pe baza unui raționament pentru care n-a unei apărări pe care raționament pe care nu a avut ocazia să-l respingă. Alte întrebări? Vă mulțumesc pentru întrebările adresate. Și noi vă mulțumim. We would also like to thank you.